ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În Dărmănești s-au finalizat lucrările la Centrul de Persoane Vârstnice. Festivalul istoric la Gura Văii. Aero Italia în Bacău. Aero Italia a deschis cea de-a 8-a bază operativă a companiei și prima din afara Italiei pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. Inaugurarea s-a făcut prin noua rută Bacău-Cuneo, pentru că este una dintre cele mai așteptate și necesare, dat fiind numărul extrem de mare de băcăuani care trăiesc în Torino. Sporirea calității serviciilor pentru pasageri și ei sunt cei care ne sprijină și aduc și mai multe aeronave, dar și mai multe zboruri, destinații noi. Sperăm să vedem și mai multe în anul care urmează. Așteptați și stați alături de noi și vă rugăm foarte mult să ne sprijiniți în continuare. Aero Italia a ales Bacăul pentru că are un aeroport modern și complet funcțional și s-a arătat deschis să sprijine operatorii aerieni să își diversifice rutele și să crească traficul de pasageri pe aeroport. Este a 8-a din rețeaua Aero Italia, ceea ce permite băcăuanilor să ajungă atât în Sicilia cât și în Sardinia. Cuneo a fost un zbor istoric aici la Bacău și chiar este o mare satisfacție și o bucurie să îl avem iarăși cu două frecvențe pe săptămână și cu tarife promoționale care pornesc de la 20 de euro. Deschiderea bazei operaționale de la Bacău marchează începutul colaborării dintre Aero Italia și Aeroportul Internațional George Enescu Bacău și includerea operatorului aerian în programul Bacău Reconnect, lansat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Iată că astăzi este foarte bine pus în valoare. Inaugurăm astăzi a 14-a destinație într-un an de zile. Mă bucur că la nici un an de zile de când am fost la negocieri împreună cu domnul președinte și conducerea Aero Italia, iată că astăzi reușim ceea ce am negociat atunci de la prima cursă deschisă pe Bacău, să facem prima bază externă din România cu Aero Italia. Mă bucur că avem un asemenea partener, pe de o parte, pe de altă parte, asta arată trendul ascendent a aeroportului din Bacău. Să nu uităm că acum o lună de zile la conferința internațională din Istanbul, aeroportul din Bacău a fost catalogat ca al doilea cel mai rapid în realizarea conectivității cu cele mai importante destinații din Europa și asta este o performanță. De asemenea, vor fi disponibile și zboruri din Bacău către Catania, Palermo, Oblia, Alghero și Comiso, însă toate vor fi cu escală în Roma. Veste bună! S-au finalizat lucrările la Centrul de Persoane Vârstnice de la Dărmănești. Directorul instituției, Marius Diaconescu, a fost prezent la întrunirea legislativului local al orașului Stațiune Dărmănești și a explicat celor prezenți problemele cu care acesta se confruntă. În luna aprilie 2024, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Muncii schimbă legislația referitoare la autorizarea centrelor de zi pentru persoane vârstnice, nu doar pentru centre și pentru alte instituții. Da. Și astfel încât am intrat cu licențierea centrului de zi pe noua legislație. S-a depus la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării documentația necesară pentru obținerea licenței, noi licențe de funcționare provizorii, dar nu au apărut normele metodologice. Astfel încât în dialogurile pe care le-am avut cu Ministerul Muncii, atât eu cât și domnul primar, documentația este depusă atât la registrul electronic al Ministerului, cât și la doamna consilier pentru
autorizări. Nu cred că are mare importanță numele dumneavoastră, dar este în trecut în raport. Cu care ținem legătura în permanență și atunci când normele metodologice vor apărea, dacă urmarea normelor metodologice mai este necesară depunerea unei documentații suplimentare, o vom face. Dacă nu, așteptăm licența, noua licență. În termen de 15 zile de la obținerea licenței, AJPIS Bacău va efectua vizita în teren și va propune către Ministerul Muncii acordarea licenței definitive sau neacordarea licenței definitive prin completare și solicită completarea cu documentație suplimentară dacă este cazul. Cam asta este, să spun așa, istoria neromanțată, pe repede înainte, în detalii, cu nume, numere și de ordonanțe și de legi, se găsesc în raport. Deci, la acest moment, noi așteptăm publicarea normelor de aplicare a ordonanței date în aprilie și după, așa ni s-a comunicat și la Minister și personal au avut discuții, după publicarea normelor, sigur, dacă e cazul, vom completa documentația, pentru că documentația a fost făcută pe legislația veche, dacă e cazul, vom completa, dacă nu, vom obține licența. Da, în discuțiile pe care le-am purtat, sunt trei documente care ar trebui, pe care noi deja le-am făcut. Le-am pregătit. Deci trei documente noi solicită licențiere, noi le avem. Da. În ceea ce privește personalul, pentru postul de kinetoterapeut s-au organizat 4 sesiuni de examen, la care la 2 dintre ele nu s-a prezentat nimeni, la una dintre ele s-a prezentat un domn de la Bacău, nu rețin numele dumneavoastră, care a luat o notă care nu i-a permis promovarea examenului. La a patra rundă de examen s-a prezentat un domn kinetoterapeut de la Măgura, de la Târgu Ocna, care a promovat examenul, dar care la 4 zile după examen, atunci când trebuia să aducă documentele necesare pentru angajare, pentru tocmirea contractului individual de muncă, ne-a anunțat că renunță. Deci, în realitate, societatea unde lucrarea a mărit salariul. I-a mărit salariul, da. Era mult peste ce oferea primăria Bărmănești, dar a rămas că rămâne. Da. Urmarea acestui fapt, pentru a nu rămâne descoperiți, pentru că, după cum cred că v-ați dat seama, suntem în situația când îi basc trebuie căciulă, când ai căciulă trebuie bască, când vrei pe amândouă nu mai trebuie nimic. Am încheiat un contract de prestări servicii cu doamna Vrânceanu Ana Maria din Dărmănești, persoană calificată în funcția de kinetoterapeut, înscrisă în Registrul Național, așa cum prevede legea al kinetoterapeutului, cred că zic bine, da, nu știu, o fi alt fel de numire, dar, repet, e specificat aici, pentru a avea personal care să presteze serviciile de kinetoterapie. Să completeze postul. Exact. Un splendid weekend s-a încheiat la Gura Văii. Aflat la a treia ediție, festivalul istoric a adus în atenția publică perioada Primului Război Mondial. Au răspuns prezent Asociația de Reconstituiri Istorice Ferdinand I, Asociația Edelweiss Ast, Asociația Culturală Tomis, Asociația Detectoriștilor Vrancea Eroică prin Mihai Andrei Hărăbor, Muzeul de Istorie Târgu Ocna prin muzeograf Alin Radu, dar și primarul orașului Târgu Ocna, Cristian Aurelian Civotaru, Vasile Boboc, cel mai bun detectorist al județului Bacău, și-a scos la lumină 10 de soldați căzuți în luptă, partenerul media Acum TV Kit prin lungul Valentina Daniela, Inspectoratul Județean de Jandarm Bacău, partener de mare nădejde, angajații Serviciului de Servire și Administrarea Domeniului Public și Privat,
fără de care nu ar putea avea loc niciun eveniment public, dar și fotograful Claudiu Ștefănescu. Am mers pe ideea istoriei predate pe viu. Cel mai bine rămâne întipărit în minte atunci când pui mâna, când simți, când vezi, când poate chiar și trăiești ceea ce a însemnat primul război mondial. Am optat pentru această dată pentru că pe 28 iulie împlinim 110 ani de la începerea primului război mondial, atunci când Ungaria a declarat război Serbiei. Suntem la Gura Văii, satul Pătrășcani, aici unde plachetele comemorative arată că am avut suficienți eroi și în primul război, și la independență, și în cel de-al război mondial. Am deschis evenimentul, e prima parte a zilei atunci când primim invitații, facem prezentările și încercăm să punem la punct detalii pentru cea de-a doua etapă a zilei, de la ora 17, când, să zicem, lucrurile vor fi mai întoi și vor culmina, evident, cu o bătălie mult așteptată. Într-adevăr, felicitări pentru inițiativă. Am văzut copii veniți din tot județul, copii care iubesc istoria, unii știau despre anumite obiecte, știau despre ce vorbim, despre Ferdinand, despre Carol I, despre istoria noastră, a nației noastre, dar și copii care au descoperit abia acum aici. Asta e și scopul evenimentului. Știți foarte bine că eu mă adresez în principal copiilor, elevilor, și am următorul crez. Dacă din 200-300 de copii care o să ne calce pragul zilele acestea, 20 devin curioși, încep să caute, încep să scormonească, eu mi-am atins scopul. E bine ca să știm de unde am plecat, pe unde am fost, în ce direcție mergem. Tocmai de aceea promovez acest tip de evenimente cultural-istorice pentru educație, pentru cultură, pentru cunoaștere. Iată că pe lângă, să zicem, reconstituirea istorică propriu-zisă, avem și o expoziție de obiecte găsite pe linia frontului în primul război mondial și nu departe de Gura Văii, foarte multe chiar în imediata vecinătate. Așa este, nu suntem departe de triunghiul morții, ca să spun așa, de linia frontului. În dreapta avem puțin mai la vale Pralea, un pic mai sus Măgura Cașin, Oituzu, Cireșoaia, de ce nu? Suntem de Fiera Moldovei, suntem cei care am ținut standardul sus în 1916 până în 1918. Gura Văii, râpile și gropile, așa cum se numeau ele în trecut, nu au fost scutite de niciun efort. Am vărsat și noi sânge, am fost culoar de trecere pentru refacerea de la Sascut, Orbeni, la Sascut, acolo unde regele Ferdinand a declarat că va da înapoi pământuri celor care luptă în război, dar Gura Văii rămâne în istorie pentru, să spun așa, pentru un moment unic al ei. Cu toții cunoaștem că în perioada războiului s-au încercat trădări. Cea mai mare trădare este a generalului Crăinicianu, nepotul mareșalului Constantin Brezan, care a încercat să convingă regimentul din care făcea parte să treacă de partea Austro-Ungariei. Nu s-a întâmplat acest lucru, a fost capturat pe dealul Cărlanului de la Pralea și executat în fața regimentului său, de către regimentul său 25 Racova, undeva în fosta comună Gropile, la limita dintre Temelia și Dumbrava. Iată că la Gura Văii se pedepseau trădătorii. Într-adevăr, ați punctat cum nu se poate mai bine și mă bucur că ați adus în discuție istoria acestui trădător, pentru că a fost executat ca fiind trădător, dar mai știm și pasiunea dumneavoastră pentru istorie și știm că v-ați adus eroi acasă. Așa este. O să trec puțin în revistă faptul că, deși avem multe nume trecute pe monumentele eroilor din comună, unul singur e mai sonor, e mai recunoscut la nivel național și decorat de altfel, sub locotenentul erou Gheorghe Turturică, mort în cel de-al doilea război mondial pe câmpurile din Covasna. Am reușit să-l aducem, după o muncă și o trudă de 2 ani de zile, birocratică vorbind, de la Ilieni, iar anul acesta împlinește un an de când își odihnește veșnicia în satul natal din Motocești. Una a fost una din dorințele comunității și știu că ați muncit mult la aducerea acasă a eroului, dar cred că efortul și recompensa sufletească de data aceasta sunt inegalabile și nu v-ați făcut decât o datorie de onoare. Așa este, o datorie de onoare, o datorie morală față de erou. Sunt convins că și-ar fi dorit să revină acasă. De altfel, părinții lui au o cruce în cimitirul de la Pătrășcan, pe care au lăsat cu limbă de moarte că își doresc ca fiul lor să revină în pământurile
natale. Ziua de astăzi și cea de mâine are o dualitate, ca să spun așa. Promovăm istoria, promovăm cultura, dar împreună cu buni prieteni ai mei, buni colaboratori, care se află astăzi, promovăm și o altă pasiune, o pasiune frumoasă care scoate la lumină istoria. Promovăm activitatea de detecție de metale autorizată în condițiile legii. Cunoaștem cu toții că n-am fi văzut cu ochii noștri lucruri dacă nu existau acești detectoriști de metale, dacă nu se îndrăgosteau de acest hobby. Și copiii, mai ales și tinerii din ziua de astăzi, care își caută, să spunem așa, o pasiune pentru liniștea sufletească, pentru a trăi pentru ea, au ocazia să cunoască tainele detectorismului. Deci, cu alte cuvinte, venim la gura voi, învățăm, aflăm și de ce nu devenim mai curioși și citim mai mult? Evident. La cei mai mici până la cei mai mari. Stârnim curiozitatea pentru istorie, apetitul pentru a ne cunoaște trecutul și stârnim curiozitatea și pentru detecția de metale. Noi ne dorim, noi, cei care facem parte din breasla asta, ne dorim să creștem, să găsim cât mai multe vestigii, să punem istoria pe masă și să o putem palpa. Și de data aceasta, un mare număr de copii au fost prezenți la lecțiile de istorie redate pe viu. Îmi place, sunt multe lucruri pe care nu le-am mai văzut până acum și mai ales mitralierele, puștile și căștile pe care nu le-am mai văzut până acum. Și baionetele ți-au plăcut? Da, mi-au plăcut. Mai lungi, mai scurte. Diferă, nu? Da. Ți s-a explicat la ce foloseau, cum erau folosite? Toate? Da, mi s-a explicat și detaliat. Da, îmi place foarte mult. Îți place istoria? Da, îmi place. Da? Crezi că te determină să citești mai mult, să afli mai multe? Da, mă determină. De unde ești? Din Onești. Și ai venit special pentru evenimentul de azi? Da, special. Cum ți s-a părut prezentarea? Văd că ți-ai luat gata pușca și mergi la treabă. Păi da, na. De unde ești? De aici, din Pătrășcani. Aha, și ai venit special? Da, am vrut să văd cum e, că e prima oară când e festival la noi. Am înțeles. Ce ți-a plăcut cel mai mult și cel mai mult din toată prezentarea? Mi-a plăcut foarte mult puștile, armele, ăsta... Baionetele? Mi-a plăcut foarte mult cum arată pe aici, îmbrăcămintele. Am înțeles, deci totul până la urmă ți-a plăcut. Da. Dar de curiozitate, îți place istoria? Da, îmi place, da. Cred că acum o să-ți placă mai mult. Așa posibil, că... posibil. E mai ușoară istoria așa când ți-o explică? Da. E o poveste așa, nu e ca o poveste frumoasă. Da. Cum ți se pare festivalul de aici? Minunat, este unul superb. Dar de obicei la fete nu prea apar cu puști, cu baionete, dar uite, văd că sunt și fete. Da, este foarte frumos aici. Ți-ți place istoria? Foarte mult. De unde ai venit? Din Dofteana. Și recomand celor care ne urmăresc să vină să vadă, ce le-i zice? Să vin aici, este superb, minunat și aveți ce vedea. La 4 ani distanță de la prima sa prezență pe traseul dărmăneștean și implicit și prima victorie, Emil Ghinea s-a impus la finele trofeului Valea Uzului, stabilind totodată și noul record al traseului de aproape 3 km. Pentru mine este a doua etapă aici la Valea Uzului, prima oară am fost cu un Logan, ne-am chinuit pentru că ne-a chinuit implicit mașina, dar acum suntem pregătiți și sperăm să mergem bine, să facem o surpriză frumoasă. Nu ne permitem să-l batem pe domnul Ciovică, că n-am avut bani să ne luăm și noi un radical, dar promitem că la anul o să evoluăm și o să ne luăm și noi o mașină în care putem să-l batem pe domnul Ciovică. O cadă. Cu toate astea, crezi că te poți lupta pentru primele poziții la turisme? Pentru prima poziție, de fapt. Nu știu dacă pot, dar voi încerca și voi da tot ce e mai bun din această mașină. Pentru mine materialul concursie la a treia etapă. Noi suntem pregătiți, am o echipă foarte frumoasă cu care defilez oriunde merg și sper că vom face o surpriză frumoasă în acest raliu al Valea Uzului. Hai, mult succes, așa să fie, Adi Coman, de asemenea, primul sezon cu un model de top DCR. Dar revenirea aici la Valea Uzului, după cum știm, cu toții venim în suflet și în gând cât prezența asta lui Adi Răspopa, știu că ești prezent să mergi tare, dar cred că este o etapă pe care o îndrăgești, fiind prezent de ceva timp la trofeul Valea Uzului. Așa este, este a patra prezența mea la Valea Uzului, este etapa la care am obținut primul podium, deci e etapa mea de suflet, aș putea zice. Și prima bătaie cu șampanie. Și prima bătaie cu șampanie. Sunt un pic obosit astăzi după ce am stat cu Tavi toată ziua și
mi-a numărat greșelile. Cred că am făcut cel puțin 20 de urcări. Dar sper mâine să fie bine. Eu încă mă acomodez cu mașina, este doar a treia etapă cu ea. Sper să fie bine, să terminăm cu toții cu bine. Și le urez succes tuturor. Aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru toată securizarea. Mulțumim frumos și mulțumim că ne primiți aici și mulțumim Târmănești pentru etapa asta frumoasă pe care ne-o oferiți. Șirul imbatabil al lui Octavian Ciovică din ultimele trei ediții ale trofeului Valea Uzului s-a încheiat duminică 28 iulie 2024, odată cu cele două manșe de concurs, ambele aparținându-i lui Emil Ghinea, care devine matematic noul campion al categoriei 2 la viteză în coastă. Într-adevăr, este un traseu de curaj, este un traseu foarte tehnic și cred că mă avantajează acest lucru. Din păcate, vremea de azi mi-a dat niște iluzii, dar nu, din păcate, pe meteo, dacă va fi soare, dar totuși încă am speranțe. Dacă s-a putut, eu zic că și duminică se poate. Și da, sperăm să facem show pentru voi, sperăm să ne simțim toți bine, sperăm să ajungem toți la finish cu mașinile întregi și cam asta cred că e scopul la fiecare etapă. Aici avem și pe singurii piloți care sunt nevoiți să meargă alături de un instructor, dar asta bineînțeles pentru că sunt foarte tineri și mă bucur să vedem că, iată, viteza și performanța merge mai departe și în momentul în care avem sportivi ce încă nu au împlinit vârsta majoratului. Andreea Roșca, revenire, iată, cu Renault-ul Clio, la o etapă la care am mai fost prezentă, dar o etapă pe care o parcurs și pentru prima dată din postura de pilot. Cum te-ai pregătit și cum îți place traseul pe care îl avem aici, ce duce spre barajul de la Valea Uzului? Traseul este și tehnic, dar și de viteză și îmi place acest lucru. Aceste două lucruri sunt împreună, totul este mult mai ok pentru mine. Eu așa văd situația. Am făcut recunoașteri, dar astăzi recunoașterile nu au fost chiar cum mi-am dorit, pentru că din cauza ploii nu am văzut traseul cum îl vedeam în zilele precedente. Mult succes, din ce am înțeles, nu vom mai avea în această parte. Mă uitam la junior, l-am văzut și pe Gabi Neagu și vreau să-l invit aici în față, alături de noi. Până atunci, Maxi Kim, prim sezon de viteză în coastă pentru tine, dar prin experiența acumulată anii trecuți la slalom paralel, deja cred că traseele tehnice sunt pe gustul tău. Cum te simți în momentul în care, iată, ne pregătim de singura etapă din Moldova a campionatului național de viteză în coastă? În primul rând, bună seara tuturor. Eu mă simt foarte bine, adică traseul este unul tehnic, este și de viteze, și tehnic. Mașina nu neapărat că mă avantajează, dar mă descurc cu ceea ce am și... Nu. Am trecut deja de jumătatea sezonului în ceea ce privește viteza în coastă. Tu ai fost un pilot de Macadam. Ce suprafață îți place cel mai mult și cumva crezi că este pasul corect cel pe care l-ai făcut în acest sezon alături de tatăl tău și alături de întreaga echipă? După părerea mea, este un pas corect din cauza faptului că am rezultate destul de bune, ritmul este bun, din ceea ce spune tata, și greșelile sunt puține. Referitor la suprafața preferată, cred că Macadamul rămâne suprafața mea preferată din cauza faptului că este o suprafață mai jucăușă, o suprafață mai permisivă și acolo se face și spectacolul adevărat. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 10 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 34 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Duminică, 11 august, vremea continuă tendința de încălzire. Maxima zilei ajunge până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 19 grade Celsius. Luni, 12 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!